Deși încă nu a apărut, Learning with Pippi are o mulțime de explicații ale haosului care se produce acolo, iar azi vorbim despre una dintre aceste explicații. Fac și clipuri despre desene aici pe canal, deci bineînțeles că puteți pulbera buton de like, cel de subscribe, dați și clopoțelul, pentru că ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la Gani, în care zice: eu nu am apărut niciodată, vreau și eu să pară rău, tu ești un rău, vă rog, eu nu am apărut niciodată. Da, Gani, chiar sunt evil, asta zic mulți, deci da, ia locul de la începutul clipului. Learning with Pippi este încă in the making, dar chiar și acum, acel clip de pe Adult Swim în care ne este explicat acțiunea din această serie este unul de un foarte mare succes. Ideea acestui pilot a fost că inițial părea a fi un desen pentru copii, iar lucrurile au început să devină din ce în ce mai dark pe măsură ce te uitai. Chiar așadar cum protagoniștii încep să fie atacați de o masă neagră ca un glitch care mănâncă totul în calea sa. Inițial pare că acest glitch este unul care e prezent doar în lumea lui Pippi, dar de fapt lucrurile nu stau chiar așa. Glitch-ul fiind mult mai mare decât pare la prima vedere. Chiar așadar că în el sunt personaje din serii precum Adventure Time sau The Jetsons. Pippi alături de celelalte personaje încearcă să oprească cum poate acest glitch. La un moment dat, personajele conduc Mystery Machine din Scooby-Doo, iar în fiecare frame vedem câte o referință la un alt desen. Se pare că acest glitch ajunge și în alte serii animate, și anume în episodul de pe 1 aprilie anul acesta. Glitch-ul a ajuns și el în lumea din Rick și Morty, Pippi, alături de Bunny, apărând chiar într-un cadru. Una dintre explicațiile acestui glitch este că el este reprezentarea opțiunilor de streaming care invadează piața și din ce mai multe persoane renunță la cablu. Dacă vreți, lumea normală din Learning with Pippi este cea a cablului, în timp ce glitch-ul reprezintă platformele de streaming. Bine, acum nu există o explicație cu privire la faptul de ce acest glitch e rău. Bate, asta rămâne să presupunem. Anyway, Learning with Pippi e destul de big doar din pilot. Acum rămâne de văzut care va fi direcția luată de producători mai departe cu această serie. Iar pentru că am vorbit astăzi despre Learning with Pippi, uite aici ultimele zvonuri care au mai apărut despre această serie. Ia bagă un tap aici ca să vezi despre ce e vorba.